Bine v-am găsit! Suntem pe ultima 100 de metri la cea mai mare gală Dynamite Fighting Show din nord-estul Moldovei. Suntem onorați să facem această gală la Piatra Neamț, într-o sală polivalentă care corespunde cerințelor ProTV și cerințelor galei noastre. Vreau să vă spun că mai sunt încă două zile și avem sold out, mai avem că 390 de bilete puse la vânzare. Deci vă spun, impactul a fost incredibil de mare, mai ales în nord-estul Moldovei și în Piatra Neamț și sunt foarte bucuros. Un singur lucru vă mai spun, că această gală cred că va face un rating foarte mare la ProTV și la ProX, pentru că s-au făcut niște calcule foarte, foarte bine de niște specialiști care au spus foarte clar că Cătălin, gala asta o să fie mai tare ca la București și eu sper să fie mai tare ca la București. Vreau să vă spun că avem niște meciuri de show. În primul rând avem un gigant care se bate 250 kg, care se bate cu Bogdan Năstase Ciobanu. Știți, ciobănașul ăla simpatic, care a fost la Gospodar fără pereche. Și va fi un match freak show. Eu am încercat foarte mult să merg pe partea de show, în sensul că lumea trebuie să vadă o luptă între Goliat și David. Și abia aștept să văd acest match. Îl avem pe Andrei Stoica, un mare luptător din România, cotat în primii 10 luptători din lume, care se va lupta cu un albanez foarte puternic, Mehmedi. Îl mai avem pe... Bine, voi fi și eu, voi avea lupta epică, voi reedita lupta de la Podul Înalt cu turcul Mehmet Ozer. Îmi doresc foarte mult să-i dau cheie în prima repriză. Oamenii își doresc foarte mult acest match și eu sper să nu-i dezamăgesc. Gândiți-vă că mi-a fost foarte greu să mă ocup și cu organizarea, să fac drumul la București, Iași, Piatra Neamț și să iasă foarte bine această gală. Vom avea pe Ravnev cu Florin Lambagiu, care va fi open weight, în sensul că nu s-a ținut cont de greutate. Am încercat să venim cu un nou concept, un concept luat din Japonia, și prin care nu se ține cont absolut de greutate. Pur și simplu, care este mai tare, ăla mare îl bate pe la mic sau la mic îl bate pe la mare. Vă spun, o să fie un show total. Avem o fată din Piatra Neamț, care este practicantă de arte marțiale și se va deschide în open cu moldoveancă, cu rusoaică. Avem două meciuri de arte marțiale. Avem meci de Kyokushin și meci de Taekwondo. Încercăm să înglobăm în această promoție toate artele marțiale din tot spectrul ce înseamnă sportul de contact. Mai avem un meci de box între Alexandru Greuceanu și Flavius Rusalin, doi campioni naționali la box și se vor lupta în gala noastră. Și de asemenea, main eventul Andrei Stoica versus uriașul albanez. Pot să vă spun că din punct de vedere media, eu cred că orașul Piatra Neamț a avut foarte mult de câștigat. Gândiți-vă câte știri s-au dat la ProTV, la ProX și cred că în toată media. Săptămâna trecută am fost, cred că, la vreo 7 emisiuni să promovez această gală și să promovez în același timp și orașul Piatra Neamț și județul Piatra Neamț și județul Neamț, nu județul Neamț, scuzați-mă, domn președinte. Și cred că impactul o să fie foarte mare. Vreau să dau cuvântul domnului Titi Pătrașcu să ne spună și detalii de organizare. Domn Pătrașcu. Da, am înțeles că vezi. Efortul financiar a fost foarte mare pentru a putea realiza gala de la Piatra Neamț. Aveam 139 de oameni în stat, jucători, avem adus jucători din 6 țări, avem arbitri din 3 țări, avem o producție nemaipomenită, numai producția ca cifră costă în jur de 30.000 de euro. Am făcut filmări pentru județul Piatra Neamț, care... În județul Neamț, da. Am fost etichetat pe presa internațională de specialitate ca fiind cele mai frumoase filmări la evenimente de genul ăsta.
domnul Pariguiu, care este directorul nostru pe social media, o să vă trăiți și articolul, să-l vedeți, că a apărut în presa internațională. Am pus o mie de afișe în tot județul Neamț. Avem închiriate 4 pensiuni complete și pensiuni peste 40 locuri și hotel central, aproape, total. V-am dat numai câteva cifre să vedeți ca ce înseamnă efort financiar să facem așa da. Am scos direct și la 10 lei ca să poată intra și oamenii care au foarte puțin bani. Am mai văzut că cotelul ești acolo pe Facebook că pe ce cheltuie noi bani. Mulțumim tare mult, domnul Arsene, domnul primar, prin ajută. Dar să știți, cheltuielile sunt foarte mari și să nu credeți că în ajutorul ăsta nu face da. Asta înseamnă 10%, 15% din cheltuielile. Și le mulțumesc încă o dată că a fost aproape de noi, ne-a ajutat, ne-a ajutat foarte mult, dar să nu se înțeleagă că nu am venit aici și facem gala și nu știu ce. Așa. Deci asta ar fi mare. Acum o să dau cuvântul domnului care este pe social media să vă explice impactul care pe social media. Bună ziua, vă mulțumim că ați venit într-un număr atât de mare pentru această conferință de presă. Ne bucurăm totodată de faptul că această gală va fi sold out până vineri seară. Este unul dintre puținele evenimente din România care sunt sold out, mă refer la cele sportive. Asta și datorită unei promovări masive făcute în parteneriat cu ProTV. Am avut parte de aproape 100 de apariții în jurnalele principale ale ProTV-ului. Am avut apariții în principalele emisiuni de mainstream din România. Ați dat din cap că nu e așa, dar este așa. Am avut un impact și pe social media de peste 2,5 milioane unici. Totodată am realizat câteva clipuri care au fost difuzate atât în jurnalele televiziunilor, cât și în emisiuni, care și noi probabil le-ați văzut pe YouTube sau în social media. Totodată aș vrea să menționez faptul că chiar dacă s-a comunicat că impactul asupra comunității este foarte mic, conform raportului primit de la bilete.ro, platforma care comercializează tichetele, peste 60% dintre bilete au fost vândute în afara județului Neamț. Au fost vândute în Iași foarte multe, în Suceava, în București, în Vrancea. Puteți să verificați chiar dacă spunea domnul Pătrașcu că au fost închiriate 4 pensiuni, în majoritatea... Asta pentru oamenii noștri. Majoritatea unităților de cazare din zonă sunt sold out. Am încercat să mai închiriem câteva camere pentru oameni din staff sau sportivi și nu prea am avut noroc, așa că a trebuit să-i cazăm undeva la vreo 20 de km de oraș. Dacă aveți întrebări... Aș vrea să fac o completare. După cum vedeți, aveți centura Dynamite și până la urmă, asta este cea mai importantă și chiar am uitat să vă spun că va fi un meci între doi grei, între Valentin Bordeanu, care a fost bodyguardul Mike Tyson, un luptător foarte puternic din București, se va lupta cu Sebastian Cosmâncă, un moldovean de-a nostru din Dolhoi, din Botoșani. Și va fi meciul, cred că va fi unul dintre cele mai tari meciuri din această gală, pentru că am vrut să aduc în această gală toți grei din România, cei mai tari. Bă, care este greu, ai peste 95 kg, ai venit, ai luptat la Piatra Neamț, am vrut să aduc crema luptătorilor din România și inclusiv din arte marțiale și din box. Mai puțin câțiva boxeri care într-adevăr au contracte cu Floyd Mayweather sau sunt plecați în Irlanda, se antrenează în partea altă. Dar aici avem cei mai tari grei din România și această centură va fi centura greului din România, cel mai tare luptător. Și abia aștept să văd acest meci și cred că publicul așteaptă, cel puțin specialiștii așteaptă acest meci cu foarte mare entuziasm. Vreau să vă spun că în momentul când am venit în Piatra Neamț, primul care mi-a întins o mână de ajutor a fost domnul primar Chitic. Să știți, a venit,
m-a ajutat, către domn primar, vrem să facem o gală. A spus foarte clar că trebuie să te ajut cu cât putem. Atâta buget avem, pentru că primăria Neamț are tot felul de cheltuieli, mai ales cu băncile sau ce probleme au. Și am zis că, domn primar, atâta timp când ne ajutați dumneavoastră și ne-a ajutat și cu sala polivalentă, ne-a ajutat cu tot ce înseamnă infrastructură, am un respect foarte deosebit pentru domnul primar Chitic și mulțumesc din toată inima. Și îi dau cuvântul domnului primar să spună câte ceva. Mulțumesc, Cătălin. Bună ziua, vă spun și eu tuturor. Sunt deosebit de bucuros să văd presa prezent un număr foarte mare și totodată încântat de faptul că suntem în situația în care să prezentăm un nou eveniment major care are loc la sala polivalentă din Piatra Neamț. Avem aici o bază sportivă capabilă să găzdească evenimente importante, iar rolul meu ca primar este să sprijin acest lucru cu efecte benefice asupra orașului nostru. Vreau să-i mulțumesc lui Cătălin și echipei sale că a ales Piatra Neamț pentru această competiție, așa cum s-a spus. Iată că evenimentul atrage spectatori atât din Moldova, dar și din București. Și e un eveniment care sunt convins că se va bucura de succes și iată că va fi vizionat de peste 3.000 de spectatori în sală și de milioane de telespectatori pe posturile de televiziune, totodată de vizitatori online. Eu cred că principalul câștigător al acestui eveniment este, de fapt, orașul Piatra Neamț. Mulțumesc frumos, domn primar, și am un respect deosebit față de dumneavoastră. În același timp, vreau să-i mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Ionel Arsene, care s-a luptat foarte mult pentru a ajuta această gală să meargă mai departe. Gândiți-vă că fight card-ul care l-am propus pentru această gală este un fight card destul de scump și dacă domnul Arsene nu reușea să spună, Cătăline, dacă reușim să acoperim o parte din cheltuieli, 15% sau cât sunt ele acolo, să mărești fight card-ul. Și am mărit fight card-ul, am făcut mezi de centură, l-am adus pe Andrei Stoica, l-am adus pe Freddy El Gigante, credeți-mă, a contat foarte mult ajutorul domnului președinte și vreau să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut. El știu că a avut destul de mari probleme la Consiliul Județean și a făcut tot posibilul să facem acest eveniment și mulțumesc din toată inima și dau cuvântul domnului Ionel Arsene pentru această conferință. Mulțumesc, Cătălin, bună ziua, vă spun și eu. Sigur că, în primul rând, vreau să te felicit, Cătălin, și să-ți mulțumesc că ai ales Neamțul și orașul Piatra Neamț pentru această gală. Nu știu dacă mulți înțeleg importanța și însemnătatea acestei gale pentru economia municipiului Piatra Neamț și a județului Neamț în ansamblu. Eu am cerut așa o informare și vreau să vă asigur că județul Neamț, așa cum am spus, și municipiul Piatra Neamț va câștiga foarte mult din punct de vedere economic. Toate hotelurile și pensiunile sunt pline. Gândiți-vă că vin mii de oameni în județul Neamț, mulți dintre ei vor sta pe tot weekendul, toți se vor caza, vor consuma. Din punct de vedere economic, este un impact foarte puternic. De asemenea, din punct de vedere al promovării județului Neamț, această gală a avut un impact extraordinar. Dumneavoastră, presa, știți care sunt costurile pentru a face o promovare pe televiziunile naționale. Costurile sunt foarte mari. Ceea ce, da, banii pe care i-am dat noi de la Consiliul Județean, sigur că nu este o sumă mică, unii încercau să o traducă în ce am fi putut face cu acești bani. Eu cred că fiecare leuț din acești bani a fost folosit și va fi folosit așa cum trebuie și a adus impactul necesar promovării județului Neamț, pentru că asta ne interesează foarte mult, ca județul Neamț să devină un județ extrem de atractiv din punct de vedere al evenimentelor care se fac în România
și cred că prin această gală și prin alte evenimente care le facem, vom pune județul Neamț pe harta județelor importante din punct de vedere al evenimentelor. Vreau să apreciez atitudinea domnului primar Chitic, că a înțeles importanța desfășurării acestei gale la Piatra Neamț și nu s-a lăsat antrenat în diferite jocuri politice. Cred că atunci când interesul județului opune, cred că împreună trebuie să facem lucruri indiferent de culoarea politică. Și la această gală s-a văzut că interesul județului a contat. Cătălin, vreau să-ți mulțumesc încă o dată, vreau să-ți urez mult succes ție și echipei tale, ați făcut o treabă extraordinară și am convingerea că vineri seară, aici la Piatra Neamț, va fi o gală, așa cum vă doriți să faceți, și cred că este doar începutul în evenimentele pe care voi le organizați și le promovați în România. Vă așteptăm an de an aici la Piatra Neamț și sunt convins că putem face lucruri minunate pentru publicul din Piatra Neamț și din județul Neamț, cât și pentru publicul din România. Mult succes! Mulțumim frumos! Întrebări din partea presei? Dacă sunt? Să știți că eu aici la Piatra Neamț am venit persoană fizică, n-a venit din spiritul politic. Prima oară am fost la domnul Chitic, la domnul primar, și după asta am fost la domnul Arsenie. N-am ținut cont nici când am făcut poze, nici când am pus poze și cu domnul primar și cu domnul Arsenie. Că vreau să vă spun că n-am ținut cont de culoarea politică, pur și simplu un eveniment foarte mare și s-au implicat ambele părți și cam așa trebuie să se facă în toate comunitățile din România. Nu că, domnule, să vezi că ăla e de la PNL, că ăla e de la PSD, hai să vezi, să vedem cum putem să-i punem piedici. Și mi-a plăcut lucrul ăsta. Nu s-a ținut cont. Și domn primar a renunțat la o parte din Orgoliș, domnul Arsenie a renunțat la o parte de Orgoliș și am făcut chestia asta împreună. Și o să vedeți vineri că toată presa o să aibă icusoane și o să filmați evenimentul și o să vedeți despre ce este vorba acolo și o să vă placă. Eu aștept prima oară să vă ofer show-ul și faptele și după asta o să ajungeți la o concluzie. Poftim? Eu întrebare. Nu. Vă spun sincer, din punct de vedere politic ar fi chiar, nu m-am gândit asta niciodată, una la mână sunt membru PNL, n-am nicio treabă, nu m-am gândit vreodată să candidez pe listele PSD. Deocamdată sunt Cătălin Moroșanu, sunt promotor și mă ocup de această gală, nu vorbim de politică, chiar nu vorbim de politică. Chiar ar fi foarte bine să încercați să nu politizați deloc. Primele trei întrebări au fost pe latură politică. Mi-aș fi dorit să văd o altă atitudine la dumneavoastră, să nu politizați această gală. Este o rugăminte, sigur că... Aș completa și eu faptul că în prima clipă am privit acest eveniment ca un eveniment sportiv, important și fără culoare politică. Exact. Am ales Piatra Neamț din motive, cum să vă spun eu, de motive de producție. De ce? Sala Piatra Neamț este singura sală din nord-estul Moldovei care are 3500 de poate să susține 3500 de spectatori. Ca să faci o gală, mai ales că eu mă retrag e gala mea de retragere din nord-estul Moldovei. Mai am o gală la care mi-au rămas bun la Olteni, mi-au rămas bun la moldoveni, dar este singura sală polivalentă din nord-estul Moldovei care are o asemenea capacitate.
Și având în vedere că avem parteneri media foarte puternici, clar că a trebuit să alegem Piatra Neamț. Și credeți-mă că la cum arată sala asta, mi se pare extraordinară pentru producție, să vedeți ce producție o să iasă. Deci, credeți-mă, aici avem toate... Și credeți-mă, mă gândim că orașul Piatra Neamț sau județul Neamț este la mijloc, în mijlocul Moldovei. De acolo vin și din Iași, din Bacău, și din Suceava, și din Botoșani. E cea mai bună locație pentru a face evenimente la nivel național. Dar pentru că este acum, ce mă spune de domnul Roșar, că în timp ar fi posibil ca în Ministerul Sporturilor sau că nu sportivilor naționale să apară și oficial o federație dedicată unui astfel de sport care de fapt dată nu are o federație? Există Federația Artelor Marțiale de Kickboxing din România, există această federație, Kickboxing. Avem Federația de Kempo, care tot așa o federație care înglobează mai multe stiluri sportive. Deocamdată federație profesionistă încă nu a apărut, dar vă promit că o să apară. Și pe care încerc să politizez și nu am avut spune la comunicarea cu factorii administrativi și politici, o să încerc să vă întreb mai fără părinte. Ok. Este studiul dreptul și evaluat până la urmă, acolo în oameni din diverse domenii, inclusiv de sport, de atunci la un moment dat să reflectim de la bucoanele de parlament, de mai departe, domeniul în care proiectul interesele acelui domeniu. În ce măsură sunteți interesați sau nu, am văzut deja o alegație în presa din Iași, ca în viitoare alegeri să candidați Parlament. Am avut o intenție în 2016 să candidez la Parlamentul României. Au fost anumite probleme la București, cum s-au făcut listele, au fost anumite lucruri care nu pot să vi le spun. Clar că eu vreau să mă axez pe partea sportivă și îmi doresc foarte mult să aduc o contribuție sportului din România. Dar trebuie să ne gândim că la ora actuală sportul de masă în România nu se practică, vorbesc de sport de masă, nu mai vorbesc de juniorat, care este foarte prost subvenționat de statul român. Nu mă mai gândesc că la sportul la nivel profesionist nu avem nicio facilitate fiscală în momentul când vrei să susții, de exemplu, o echipă sau un sportiv să vină să aibă o anumită facilitate fiscală. Clar că trebuie schimbate foarte multe, trebuie schimbată și mentalitatea. Avem antrenori foarte vechi care antrenează copilul 3-4 ore pe zi și ajunge să, la vârsta de 20 de ani să nu mai poate să mai facă absolut nimic. Clar, generația se schimbă, mentalitatea se schimbă și cred că o națiune puternică trebuie să aibă niște cetățeni care practică sportul, pentru că de o vârstă fragedă știe ce înseamnă să fii învingător sau să pierzi, și de o vârstă fragedă ce înseamnă disciplina și te pregătești și pentru viața care va urma. Vă spun, exemplu Germaniei, exemplul Japoniei, eu am fost acolo, la ora 5 dimineața parcurile erau pline, toată lumea făcea sport de masă. Așa trebuie implementată această mentalitate și la noi. La noi e vorba de mentalitate, nu este vorba neapărat de alte chestii. Mulțumesc!